aceea că nu ne trebuie să ne temem de împrumuturi. Și Australia, fără să trebuiască, s-a împrumutat. Și Germania, la 47% grade de împrumut, s-a împrumutat. Mulțumesc frumos. Câte 10 cuvinte de la domnul Șmecher, obiecte de la domnul Proitor, pe care v-am dat. Nu este vorba de gradul de îndatorare. Sigur că el poate să devină periculos la un moment dat. În cazul nostru este ce fac cu banii. Dacă banii aceia nu se duc în dezvoltarea reală, atunci, într-adevăr, creditarea este o prostie. Calculele Ministerului de Finanțe arată că te poți muta ușor de la 30% de datoria publică a României ca procent din PIB la 63%. Nu trebuie decât 12 luni, dacă nu restructurezi nimic. Și vreau să atrag atenția că nu este liniar, sunt ecuații catastrofice, deci de la 60 te muți ușor spre 90 și credibilitatea se pierde cu o viteză mare după. Grecia avea 112-115 această fondere, de asta nimeni nu mai vrea să o împrumute. Deci nu e trebuie calificată cu atenție chestiunea cu împrumutul. Sunt de acord însă cu domnul că Australia a făcut un împrumut. Sunt sigur că datoria acolo e privată, că nu sunt îndeprinderi de stat în Australia și au fost făcute un împrumut similar cu anul. În timpul ăsta noi puneam gaz peste foc, cheltuiam și ce nu aveam sau ce aveam în fondul de rezervă. Da, Andrei? Mă rog, avem de împrumutat în 2010 6,8% din PIB-ul României, care înseamnă multe, 8 miliarde sau, mă rog, cât am împrumutat Australia. Numai că noi ne împrumutăm să susținem. Adică ne împrumutăm ca ăla care respiră oxigen ca să poată să mai ia viață. Deci problema nu e că nu ne împrumutăm. Ne împrumutăm prea repede. Măi, asta e problema noastră. Într-un ritm prea rapid. Nu că nu ne împrumutăm. Ne împrumutăm slava Domnului. Ne-am împrumutat și anul trecut. Ne împrumutăm și acum. Dar cum vedeți această chestiune a suveranității și a pierderii ei înainte de a da turnul și înainte? Am intrat într-o discuție cu politicieni aici, cu filozofii, cu... Sigur că ai niște constrângeri, iată, avem niște constrângeri din discuții, rezultate din discuțiile cu FMI, cu Comisia Europeană. Nu sunt eu în măsură aici să discut despre suveranitate sau pierdere sau nepierdere. Trebuie făcută discuția cu cine trebuie. Evident, când te duci să te împrumuți, nimeni nu-ți dă bani fără să ai un contract în care să spui cum rambursezi banii și în ce condiții. Când e vorba de o țară, trebuie să fii credibil. Pentru că am auzit și expresia asta, zice, dom'le, pe fond nu-l interesează cum veniți voi în buget, îl interesează 6,8%. Nu e adevărat. Îl interesează că acel 6,8% deficit să fie și credibil. Și ca să fie credibil, îl interesează ca fiecare poziție din buget să fie credibilă și de venituri și de cheltuieli. Deci lucrurile nu sunt atât de simple cum se prezintă. Bun, mă opresc. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Vă rog, domnul președinte, să rugăm, putem prea mult pentru, și prea repede, pentru că cheltuim în rit prea repede, prea alert, să spunem așa, și cheltuim mult prea mult. În bază de principiul utilizării eficiente a fondurilor și de un moratoriu pe achiziții publice. Vreau să vă spun că... sunt multe achiziții publice ineficiente, pentru că în loc să se cheltuiască banii, așa cum spuneați noastră, pe investiții, se cheltuiesc banii pe multe alte bunuri, utile, să spunem, autorităților publice contractante. Dar ceea ce vreau să vă spun în calitate de președinte al RMAP-ului, noi am inițiat și îl vom pune în dezbatere săptămâna următoare un proiect de lege pentru înființarea unei unități centralizate privind achizițiile publice. Știu că zâmbiți, dar să știți că e o practică la nivelul statelor membre. Iar din 2001, și Franța, și Danemarca, și Austria, și Germania au unit această unitate centralizată pentru achiziții publice cu achizițiile publice la nivel local. Eu nu mă refer la orice tip de achiziție publică, dar sunt anumite produse, servicii sau lucrări care pot fi achiziționate la nivel central. Vă dau doar un simplu exemplu. Toată lumea bănuiesc că are nevoie de produse de papetărie sau de
automobile, da? Autovehicule. Nu cred că ar trebui să existe o diferență între autovehiculul primarului din Roșierii de Verde și al celui din Craiova, chiar dacă orașele sunt diferite sau dintr-un minister sau altul. Și atunci, o astfel de unitate, măcar la nivel de autorități publice centrale, pentru început, n-ar presupune cheltuieli în plus. De ce? Pentru că personalul ar putea proveni din direcțiile de achiziții publice din ministere. Iar putea funcționa pe lângă Ministerul Finanțelor și dacă Austria a reușit să facă o economie extraordinar de mare printr-o astfel de unitate centralizată, România, într-o asemenea situație de criză, poate mai mult. Puterea de negociere e alta când cumpere 20 de mașini odată de când cumpără primăria o mașină. Categorică. Problema la noi este chestia aia cu drumul speriat, este papat cu bunele intenții. E foarte adevărat ceea ce spuneți, dar ar trebui totuși să ținem minte că suntem în România și nu în Germania. Dar în Germania un astfel de lucru ar putea să lucreze. În România, cu tot respectul, nu fac niciun fel de proces de intenții, dar atunci când noi vrem să măturăm ceva sub covor, creăm o comisie. Problema pe care o avem în momentul de față, dacă îmi dați voie, este în felul următor. Noi acum, după ce am făcut descentralizarea, și am țipat an de anul. Hai să descentralizăm. Acum ce facem? Centralizăm descentralizarea. De ce? Pentru că nu suntem capabili ca și stat să instituțiile statului să monitorizeze și să-și facă datoria. Și nu mă refer la instituții complexe. Mă refer la poliție, mă refer la procuratură, mă refer la ANAF, mă refer la niște instituții care funcționează, au persoane la ANRMAP, instituții care au reprezentanți în teritoriu și care ar putea să verifice dacă primarul mitică își cumpără hârtia la de 10 ori prețul. Da? Problema este, nefăcând acest lucru, acum venim și spunem invers. Am încercat noi cu descentralizarea, hai că o luăm noi înapoi la centru și o facem noi aici frumos. Nu, nu sunt de acord cu ideea. Vă mulțumesc mult. Oricum, e bine venit în reacția noastră. Vreau să vă spun un lucru. Nu e făcută în sensul doar pentru faptul că anumite instituții publice s-au dovedit a fi ineficiente. Am să vă dau un exemplu. Până în 2009, nu cred că se discuta la nivel public de achiziții publice. Exista prea puțin. Nu auzeau autoritățile publice. Mult prea puțin. E adevărat că ANRMAP-ul s-a înființat în 2007 și în urma negocierilor cu Uniunea Europeană. Legislația este relativ nouă, sunt directive din 2004, transpuse în 2006. Dar, vorbeați de eficiența instituțiilor publice. Am să vă zic doar atât, că vorbesc de ANRMAP și, evident, în pas de acest lucru. Anul trecut, 2009, în comparație cu 2008, am avut o creștere a proceselor verbale de constatare a contravențiilor cu 122%. Amenzile, cum ați auzit, 122%. Amenzile față de 2008 au crescut cu 290%, echivalentul a 1,5 milioane de euro. Vreau doar să vă zic un lucru, că bugetul instituției pe care o conduc este de aproximativ 2 milioane, deci aș putea să spun că ne autofinanțăm, suntem ca un fel de companie națională. Deci din punctul acesta de vedere ne-am dovedit eficiența. Problema este că noi nu eficientizăm acele instituții de control, acele autorități de control care ar trebui să controleze cu adevărat. Banii se scurg în alte instituții publice care nu și-au rostul. Evident că eu o să mă plâng veșnic de lipsa de personal pentru că am 14 agenți constatatori care verifică peste 18.000 de autorități contractante la nivel național și mi se pare firesc că ne-am dovedit eficiența, dar am nu e suficient. Autorități contractante aș vrea să știu câte procese penale au avut loc și câte persoane au fost condamnate. Pentru că dacă cineva îmi spune că se face în România contractare publică și nu apar probleme de genul acesta, înseamnă că sunt în țara greșită. Vom merge acum la 2014, dar am o curiozitate personală la întâi. Că 14 agenți constatatori plătiți cu 25% mai puțin de la 1 iunie. E în regulă? Nu e în regulă, dar asta e. Mulțumesc. Dar mai avem întrebări, dacă nu mergem pentru zona 2014, vă rog, dar mai ești o întrebare. Aveți microfonul acolo, vreți. Numesc Demi și sunt în domeniul cercetării și management. Am două întrebări. Să știe că criza e morală, de aici, cu copii. Dacă nu rezolvăm problema morală,
nu o să rezolvăm nimic